Bună seara, dragi ascultători! Sunt Lidia Leahu. Mă bucur să fim și în această seară din nou împreună la emisiunea Tinerețea Trăită Altfel. În această seară, alături de mine, este un frate care ne va încânta prin cântecele lui, dar nu doar atât, ci și prin povestea lui de viață. Și spun bun venit, Adrian Cost! Mulțumesc foarte mult! E o bucurie și o onoare pentru mine să fiu în seara asta cu voi aici la Radio Alt FM. Spune-ne tu câteva lucruri despre tine. Cine este Adrian Cost? Adrian Cost, ce pot eu să spun despre mine? Un frate, cum ziceai tu de la început, momentan... Cred că e singurul pe care te-am prezentat așa ca și frate. Frate, da, deci am 44 de ani anul ăsta, cu ajutorul lui Dumnezeu. Văd că și emisiunea Tinerețea Trăită Altfel și da, o să mergem să vorbim de tinerețe. Eu mi-am dat viața Domnului Iisus la 19 ani, așa că prima parte a tinereții mele, adolescenței, nu pot să zic că a fost un alt fel de altfel. Dar am avut harul să-L cunosc pe Dumnezeu la 19 ani și de acolo, într-adevăr, a venit un altfel frumos cu Hristos și lucrurile au prins total un alt orizont. Ce pot să spun despre mine? Ar fi multe și o să facem asta în emisiunea asta, dar cel mai frumos lucru e că am avut harul să-L cunosc pe Hristos, descopere anumite lucruri în viața mea și chiar și cântările astea care mă leagă mult și... compozițiile și îndemnurile care mi le dă, asta e poate unul din lucrurile cele mai interesante, să zic așa. Sunt căsătorit, am 3 copilași faini, soție frumoasă, o să vorbim și de ei mai târziu. Am stat 25 de ani în Australia, de aproape 3 ani o să avem în luna iulie. Suntem aici în România, în mijlocul pandemiei am venit aici. Da, și ar fi multe și o să discutăm pe parcursul emisiunii. Chiar ai trecut prin foarte multe, din copilărie, să spunem așa, a fost viața ta destul de zbuciumată cu diferite întâmplări care mai de care în categoria primejdilor, în categoria peripețiilor, nu știu dacă ai fost un copil chiar cu minte sau nu, asta o să ne spui tu mai târziu, dar viața ți-a fost cert pusă în primejde chiar din copilărie de mai multe ori și aș vrea să ne spui tu câteva experiențe prin care ai trecut și pe care le-ai avut și dacă în toate aceste experiențe ai văzut mâna lui Dumnezeu de atunci, de când erai un copil. Absolut, absolut. Aș începe în a spune că eu mi-am trăit copilăria, am fost crescut doar de mama mea și ce văd interesant acum cum ai pus întrebarea asta, să spunem așa, legată de primejdii, ce văd în viața mea, cum spuneam, am pocăit, mi-am dat viața Domnului Iisus la 19 ani și pot să observ 3 momente în viața mea, în copilăria, adolescența, cum vrem să o numim, în care am fost pus în niște primejdii mari. Acum, da, am fost băiat, viața atunci nu era cu tabletă și cu Instagram și alte chestii. Plăcerea noastră era să fim afară, la bătătorul de covoare, nu la bară, la ieșit, la o coardă, la cornete, la câte nu, și ne jucam tot fel de jocuri cu băieții și cu fetele și cu oamenii la bloc. Am trăit în mănăstiri, în Cluj-Napoca, acolo am copilărit, mai ales primii ani din viață și în Mărăș și prin cartierele Clujului. Dar ce pot să zic legat de primejdii? Am avut 3 momente și chiar vreau să mă duc așa rapid prin ele. Prima care pot să-mi amintesc, în care, deci astea 3 chestii sunt lucruri clare în care viața mea a fost pusă în primejdea să fie luată, firul vieții mele să fie oprit, și asta înainte să-mi dau viața Domnului. La 3 ani îmi amintesc foarte, foarte clar, eram copil foarte mic, stăteam undeva în cartierul Mărăști, foarte aproape de calea ferată. Era blocul chiar lângă calea ferată și mă uitam de pe geam și eram foarte pasionat de trenuri, să le văd cu locomotivele, și pentru că se apropia de cartier, mai tot timpul locomotivele aveau sirena pornită și eram foarte pasionat și am prins o dată ușa deschisă când mama era ocupată cu ceva și am ieșit. N-a observat unde-s. Am plecat direct la visul să văd care e treaba cu trenurile astea și când am ajuns la șine, mi-am pus urechea pe șină, că am fost curios să văd cum e cu șina. Cât de departe e trenul, cât de departe e trenul. Și ascultam și parcă n-auzeam nimic și la un moment dat parcă auzeam așa un vâjuit, o trepidație, ceva. Eu stăteam cu urechea pe șină și ochișorii mei erau în partea cealaltă, în partea opusă, nu, de unde venea trenul. Și acum auzeam o trepidație tot mai puternică și un sunet tot mai puternic și auzeam și alarma trenului, clansonul, cum îi spui,
tot mai tare și mă gândeam, măi, ce tare se aude în șină, că nu îl vezi, e foarte, foarte departe, că încă nu îl vezi, dar de fapt trenul era foarte aproape de mine pe partea cealaltă și trenul suna tot mai tare și se apropia foarte tare de mine, eu nu știam că e în spatele meu. Și acolo era un moment când putea să mă zdrobească, că pur și simplu nu știam să mă trag de acolo și o mână m-a smuls și era unchiul meu. Între timp mama mă căuta, unchiul și mătușa, sora mamei mele locuiau în același bloc și cumva a observat unde și-au fugit la mine și m-au luat cum am văzut trenul, că a plecat așa cu un vânt mare a făcut. No, ăla a fost un moment. Câteva secunde făceau diferență între viață și moarte. Da, exact. Și nu pot să zic că aia am realizat prea mult. Mai tare țin minte șocul părinților, șocul unchiului, unchiul care a fost acolo, mi-a tras câteva, așa se proceda atunci. Dacă nu m-a lovit trenul, m-a lovit el un pic. Să știi că te lovi mai puțin decât trenul, așa că exact, ai scăpat ieftin. Am scăpat bine și mama s-a întristat foarte tare, îți dai seama, dar eram un copil foarte mic. Au mai fost după alte peripeții în București, mama a trăit cu mine acolo vreo 3 ani, a fost iar o altă chestie. Atunci nu mi-a fost viața în primejdie, dar pur și simplu am dispărut privind o văcuță care mânca afară iarbă și m-am dus după ea, după aia respectivă cu era, le-au dus undeva să le mulgă și am fost pasionat, i-am tot urmărit și până la urmă am ajuns la ei în apartament, că ei nu știau unde să mă duc acasă, nu știam nici eu să le zic unde stau și iar am dispărut vreo 4-5 ore până seara. Foarte târziu cumva a ajuns mama să mă găsească în apartamentul respectivului. Ăla nu pot să zic că a fost un pericol de viață și de moarte. Nu știi chiar sigur ce s-ar fi întâmplat cu tine nu de știu. Acolo. Păi erau oameni bine intenționați sau puteau să nu fie oameni chiar de bine. Așteptam la o masă la o mămăliguță, dar n-am mai servit-o, că pe când să fie gata o veni mama. Și am primit eu mămăliguță atunci, de altfel. O altă situație în care pot să zic că viața mea a fost pusă în pericol și lucrul ăsta chiar că peste an m-a zguduit. Eram de data asta de vreo 7 ani, locuiam în Mănășturi și nu mai știu exact de ce, dar am fost pedepsit de mama mea pentru ceva chestii și am stat mult timp în casă, era vară, vacanța de vară și n-aveam voie afară și la un moment dat mi s-au împlinit zilele alea și după aia au zis, uite, următoarele zile te las afară, dar doar în fața balconului strict, n-ai voie să pleci. Noi stăteam la etajul 1 și au zis, poți să fii jos, te joci cu machetuțe, mașinuțe, cowboy, cu ce te joci, dar nu ai voie să ieși din sfera respectivă. Deci tot dispăream, plecam cu copiii și săraca nu erau telefoane, nu mai știa cum să dea de mine și nu, ceva de gen am fost pedepsit. Și ce s-a întâmplat atunci, o chestie foarte ciudată și stranie, a apărut un tip la un 40-50 de ani, să zic așa, cu o haină mare neagră pe el, cu un palton din ăla foarte lung și în timp ce mă jucam eu acolo jos, a venit și mi-a zis, mă băiatule, tu nu știi unde e stația de troleibuz, că trebuie să ajung la gară, că am un tren și mă grăbesc foarte tare. Și am zis, ba da, cum să nu, uită, mergi prin gangul ăsta, era un gang la Union, îi zicea, chiar acolo stăteam într-un bloc de garsoniere noi. I-am zis, uite, numai mergi, treci din gang și ai strada principală, faci dreapta și mergi înainte până vezi stația, e simplu. Și el insista, nu, uite, eu îmi pierd trenul, nu poți tu să vii cu mine până în stație, știi? Și am zis, dar nu trebuie să vin cu tine până în stație. Eu am zis că n-am voie sau că-s pedepsit. I-am zis, uite, numai intri în gang, treci din gang și dreapta și simplu, e foarte simplu. Eram copil de 7 ani. El a insistat foarte mult, tot insista și la un moment dat a scos 100 de lei. Eram pe vremea lui Ceaușescu atunci. Dacă țineți minte imaginea aia lui Nicolae Bălcescu, așa bagnota aia albastră. Noi aveam o viață săracă, mama a crescut singură, nu stăteam tare bine nici cu banii, se străduia săraca, lucra ca și croitoreasă, a fost o copilărie foarte așa, cum foarte mulți au trecut în sărăcia respectivă. Tare bun ar fi fost suta aia, nu? Și suta aia am zis, mă, nu o să prindă bine, mai ales cu pedeapsa mea și cu tăte, o să se bucure mama că îi duc 100, m-am gândit ce eu, dar nu îl duc pe ăsta repede până în stația de troleibuz să-i arăt unde e stația și 100 de lei e ceva serios. Și atunci eu cum am reacționat, el a zis, uite, ia-o liniștit, e suta ta, numai să mă duci în stație. Și am zis, și poți să pun în buzunar? Dar a zis, sigur, cum să nu pui în buzunar, că e suta ta, deci asta eu ți-am dat-o, dar haide repede că pierd trenul, trebuie să mă duci la stația de troleibuz. Și atunci eu mi-am pus 100 de lei în buzunar și în momentul când am băgat mâna în buzunar să pun 100, eu am și strigat tare, mami, 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 o și dat să iasă pe balcon, dar în același moment când eu am strigat, el mi-a pus mâna pe gură.
m-a ridicat în brață și a început să fugă cu mine exact spre gangul ăla unde am explicat eu și m-au băgat așa cumva în haină, eram subțirel, la 7 ani eram un copiluț destul de slăbuț, micuț, ușor de manevrat, să zic așa, de manipulat, de luat și dus, și a început să alerge cu mine. Mama a ieșit destul de repede, mulțumitor lui Dumnezeu pentru aia, a ieșit destul de repede să vadă de ce am strigat. Și am început să strig tare, el forța gura mea să nu se audă, dar tot mai reușeam să mă smulg și zbieram ca din gură de șarpe. Mama și ea, când o văzut, a început să strige și ea, îmi fură copilul, s-o gândi că dacă fuge pe palierul ăla lung și până coboară de la etajul 1 pe casa scării, mă pierde din văz, dacă sare o să-și rupă picioarele, o să cadă foarte rău, că era destul de înalt de la etajul 1 și plus ce mai avea sub parter. Pur și simplu a stat acolo pe balcon și a strigat cât a ținut-o gura că îmi fură copilul. Și așa a lucrat Dumnezeu că în gangul respectiv care mergea spre principală venea domnul administrator, îl chema Lăcătuș. Venea domnul administrator de la servici chiar la ora aia după miezei și când a auzit-o pe mama strigând și pe mâine m-a văzut că-s prins de un străin, și-a întins mâinile, și-a lăsat geanta de lucru jos, și-a întins mâinile și tipul ăsta, nu uit, am văzut o imagine destul de urâțică, m-a aruncat jos pe mine și l-a lovit pe el în față foarte tare. L-a lovit în față, a căzut domnul pe jos, domnul Lăcătuș, era tot plin de sânge și așa, mi-a rămas imaginea așa un pic interesantă. Dar ce-a fost bine în toate, că el a continuat să fugă și nu a revenit să mă ia pe mine. Am rămas acolo jos, 7 ani, eu n-am fost lovit absolut deloc, el numai chiar m-a lăsat jos și s-a ocupat de așa după care a fugit. Îți dai seama, anchetă, poliție, nu s-a găsit niciodată cine a fost respectivul, nu l-a prins nimeni, au rămas o enigmă cine, ce, cum. Au încercat poliția, au venit să ne dea raporturi, au zis că pur și simplu nu, au dispărut respectivul. Și ăsta a fost al doilea moment în care pot să vă clar în trecutul meu că se întâmpla ceva acolo. Târziu, când am ajuns în Australia, după mulți ani, am fost tot cu gândul ăsta și pasionat de afla mai mult și chiar există un website, copiii anilor de pe vremea Ceaușescu, copiii dispăruți, și te îngrozești să citești chestii, erau pe 3 zone. Chiar voiam să te întreb, ce crezi că se întâmpla dacă nu reușea acest domn să te salveze? Pentru că, practic, cred că ți-a salvat viața. Da, deci sau cel puțin interesat. Concursul vieții. Erau, deci pe website-ul ăla cât am citit, vedeam 3 categorii ce se întâmplau cu copiii răpiți. Era o zonă care era în echipe teroriste pe țările arabe. Se răpeau mulți copii din România cu scopul ăsta. Altă zonă era prostituție și mai era încă donare o zonă. Donare de organe, probabil. Dora, da, exact. Asta era alta, donare de organe. Când am devenit mai adult, am înțeles mai clar pericolul care a fost, dar la momentul respectiv, țin minte o chestie hazlie, toți stresați, poliție, mama plângând, ăsta cu nasul rupt, anchete, luări de notițe, de martori, de așa, și eu bucuros că aveam în buzunar 100 de lei. Și după ce s-o liniștit toate spiritele, am întrebat pe mami, nu, acum ea, e suta mea, știi? Și o zis, Adi, da, e suta ta, că nu, într-adevăr, ție ți-o dat-o. Și am întrebat-o, pot să iau eu tot ce vreau cu ea? Zice, să știi că ea, te lasă să-ți iei tu jucării ce vrei tu, chiar nu-i folosim la altceva. Cum vrei tu, așa cheltuie. Și m-am dus la un magazin la Big și mi-am luat o undiță de jucărie cu niște pești de plastic, roșu, galben și albastru, 3 peștișori, cu vreo 75 de lei și la mama un bidon de Amigo, de cafea cu 25 de lei. Deci aia nu o să uit niciodată, m-a marcat, dar pentru mine a fost o mare izbândă la momentul respectiv. Cred că trebuia să cumperi și niște pansamente sau plastru pentru vecinul. Pentru vecinul săracul, da. Da, oricum, respect domnului Lăcătuș. Nu știu dacă ar mai fi el dumnealui în viață, că atunci avea la un 50, eu eram de 7. Și al treilea moment, iară când viața mea a fost surpată, deja aici am fost împlinit 18 ani și m-am dus cu un vârdea meu la Costinești. Asta am vrut să ne fie cadou de majorat, să putem pentru prima dată ieși numai noi undeva, fără părinți, fără unchi, fără mătuși, că suntem adulți. Și am ieșit la Costinești și am stat vreo 9 seri acolo. Noi notam foarte mult în strandurile din Cluj și ne consideram foarte, foarte buni înătători, dar n-am avut experiența mării și curenților și apei reci și așa mai departe. Și am hotărât să notăm până la epava respectivă de la Costinești, cred că toți o știu, care e relativ departe și noi, deoarece nu aveam experiența aia de a nota în curenți și așa, era și o după masă mai,
mai rece, nu pot să zic că erau valuri, dar era altfel senzația. De început ni s-a părut foarte ok și ne-am dus lejer 150 de metri, dar de la un moment dat observam că exagera de departe și noi obosisem și am zis, mă, acum tot mai mergem. De la un moment dat am zis, mai mult mai aproape lanțul epavei decât să revenim înapoi. Acum trebuie să mergem în față și tot ne-am dus în față, dar am rămas amândoi slăiți de puteri, deci am simțit că e imposibil să mai ajungem. Eu am zis, mă, eu nu mai pot pune înapoi, că e foarte mult înapoi și lanțul era foarte aproape, acum poate la un 20-30 de metri era lanțul epavei. Eu am zis, eu continui să mă duc înainte și el s-a întors înapoi spre plajă. Eu am continuat să mă mai duc un pic înainte, după aia am luat așa o spaimă, o frică, nu mai avem putere, nu știam cum să mă țin și am decis și eu să nu las singur, să mă duc și eu înapoi. Și am început să notăm acum amândoi spre plajă, deci atunci am simțit că-s gata, deci nu mai prin minune și mergeam cumva amândoi slăiți de puteri și zbieram și eram atenți nici să nu luăm apă și ca printr-o minune nu m-am atins jos și am simțit nisipul, deci atingeam jos, măcar că mai era încă câtva și da, Dumnezeu ne-a salvat de acolo, deci eram atât de aproape să credem că ne necăm în clipa asta. Cam astea trei, a zice, că cele mai acute momente în care foarte clar văd că ori îmi pierdeam viața, ori cu respectivul care m-a răpit îmi prindea un total al curs tot restul vieții. Au mai fost și alte primești din copilărie, dar mai astea mult au fost, naivități. Astea au fost, chiar, astea cel au fost puțin cea cu trenul, cea cu domnul care te-a răpit, cea cu notul, astea sunt chiar concrete. Da, ai simțit pulsul și adrenalina aia când ești ori dau să not, ori nu mai ajung la mal. Cum ai simțit? Frica de moarte. Da, frica de moarte, da. Și noi în momentul ăla eram și doi băieți de 18 ani, foarte atei așa la gândire, ne-am ambiționat, noi doi eram ca doi frați, făceam toate lucrurile împreună și foarte mult ne-am ambiționat noi așa să gândim că nu există Dumnezeu și ne uitam la bunicul nostru care era foarte credincios într-un sat din Cluj, el îi Pumnuț Vicențiu. Omul ăsta are un frate aici, acum a trecut și el la cele veșnice, Vicentie, dar are un frate, Ignat, care e de aici din Arad. Chiar azi conducând de la Cluj spre Arad, când am ajuns, îi ziceam soției mele, wow, mi-amintesc străzile astea, am fost când eram mic aici. Familia Ignat Pumnuț a plecat pe vremea Șoșescu cu toată familia lor, cu toți copiii, acum și ei sunt căsătoriți, sunt mari, am ver prin ei, ei sunt tot în Australia, în Perth, în partea cea mai vestică a Australiei. Asta a fost o paranteză vorbind de Arad. Dar da, deci eu cu vărul meu ne uitam la bunicul și ziceam, mă, omul ăsta e foarte slab, că are el nevoie să gândească la ceva, să creadă în ceva ca să-i dea așa o nădejde și un viitor. Și aveam noi gândirea asta că nu există Dumnezeu și ăsta a fost momentul ăla când pentru a treia oară firul vieții mele a fost așa sub semnul întrebării dacă va fi surpat sau lăsat și Dumnezeu a decis să rămână. Poate părea ciudat, Adrian, să spui asta, că erai un fel de ateu, pentru că tu din familie aveai totuși niște principii, cum ai spus, bunicii din familie, mama a cunoscut căile Domnului, da, cât de cât, și totuși mă gândesc că ceva ai mai auzit de Dumnezeu. Ce te-o fi întărâtat sau schimbat așa să crezi asta? Cred că ce-a avut un efect foarte mare asupra mea, mama mea a plecat, m-a crescut singură și la 15 ani, când eu aveam 15 ani, a plecat în Australia la fratele ei, la Ionuț, și când a plecat, n-o să uit, mi-a zis, Adi, orice ar costa și orice ar fi, o să te duc și pe tine în Australia, o să fac tot posibilul, pentru că în România tu n-ai un viitor și financiar nu reușea să-mi creeze un mediu mai bun și un viitor mai bun. De la 15 ani până la 18 ani jumate, au fost 3 ani jumate în care am fost fără ea și momentele astea am fost oarecum sub grija surorilor ei. Surorile ei amândouă s-au căsătorit cu niște oameni din mediul ortodox, care sunt bărbați foarte faini. Unul din ei încă mai trăiește, dar sunt pe zona așa ortodoxă, gen nu sunt creștini practicanți, adică e o treabă de Crăciun, de Anul Nou și restul vișinată și voie bună, sunt un pic pe zona respectivă. Și
Asta l-a făcut și păvărul meu Ionut să fie un pic mai nu așa de atent cu cele veșnice și pot să zic că prea probabil a fost o influență. În prins noi vârstea de 15, 16, 17 ani mergeam mult la sală, construiam carne pe noi și aveam tot fel de vise ciudate în viață. Și momentele alea, dialogurile noastre mergeau, beam alcool, ieșeam la cluburi, ce erau atunci discoteci, cum le ziceam, anturajerele, și atunci normal că din mediul ăla nu ți era gândul așa de mult la suflet și la veșnicie, ci era pornit pe chestii așa inutile și modul ăla ne-a dus cu o gândire așa mai pe zona respectivă. O să vreau să discutăm imediat că tot ai adus în discuție plecarea mamei tale și vreau să știu cum ai perceput toată această tranziție, că până la urmă totuși ai ajuns și tu în Australia, numai au durat niște ani, dar acum aș vrea să-mi spui toate lucrurile pe care le-ai trăit în copilărie. N-au declanșat frici sau ai conștientizat atunci ce se întâmplă, pericolele, sau le-ai luat așa mai în glumă ca și un copil? Sincer să zic, pot să zic că le-am luat în glumă ca și un copil. Cred că majoritatea care sunteți acolo la vârsta de 30-50 de ani mai mult, țineți minte copilăria anilor 80-90 spre 2000, a fost total altceva, mai ales până la Revoluție în România. Copiii aveau modul lor de joacă, erau foarte liberi, în genul, nu era o problemă că ieși afară și ieși cu prietenii și pleci undeva, n-aveai mijloace să fii contactat și părinții totuși aveau liniștea, da, se joacă prin cartier și revin, sau da, să afară cu, când mergeam la țară la bunici, da, au plecat afară cu calul, sunt undeva, o să revină până la urmă și reveneam. Acum, când spui acum că pleca stătea cu calul, dacă ne ascultă un copil, nu înțelege ce spui. Nu mai stătea nimeni așa de stresat, deci înțeleg că așa erau toate familiile, nu era vorba, vai, numai noi. Și atunci am trecut prin foarte multe aventuri și peripeții, dar nu le-am văzut ca un pericol. Mai mult când m-am maturizat și au trecut anii, pot să zic că mă uit în spate și tot mă uimesc până câte primejde am fost și acum avem 3 copilași și cât de aproape ținem și cum au ieșit mesaje și la cât ajungeți să vin eu să vă iau, de unde veniți cu busul, nu veniți cu busul, deci îi trăim total alte vremuri, da, acum așa. Sunt și alte pericole pentru ei. Înainte părinților le era frică să ne lase pe noi în stradă, că nu știu ce se întâmplă, cu toate că spuneai tu că n-am trăit generația nici noi, adică eram toată ziua pe stradă, dar acum sunt alte pericole mult mai mari. Copiii primesc mesaje online și ajung să se întâlnească cu niște oameni necunoscuți. Exact. Și aici părinții trebuie să fie foarte atenți. Poate e cineva care ne ascultă și nu-și dă seama de pericolul ăsta. Pur și simplu exact. Sunt pericole pe care noi nu le conștientizăm, pentru că noi credem în oameni buni. Dar printre oamenii buni sunt amestecați și oameni mai puțin buni. Și atunci, ca și părinte, trebuie să fii precaut și să-ți înveți copilul de mic. Dacă vine un străin să-ți dea 100 de lei, să nu-i primești, pentru că cine știe ce se poate întâmpla după ce, exact. După ce primești acea 100 de lei. Ai trecut prin multe, aș vrea să ajungem la etapa când mama ta a plecat, spuneai că a plecat în Australia. Aveați acolo pe cineva sau cum s-a gândit tu? Da, deci avea, Australia? Ea l-avea pe fratele ei acolo cu soția lui Rodica și ei aveau copii și așa și s-a dus pe o chestie de reîntregire de familie, deci a încercat o grămadă de variante cu acte, cu lucruri. Pe lângă lucra pe câmpuri, să adune ceva bani, să-mi trimită mie de chirie și de mâncare aici. Era iar o perioadă când un telefon, o convorbire telefonică era câțiva dolari la minut și nu ne permiteam să avem convorbiri telefonice, era tot prin scrisori și îmi scria scrisori, vinea scrisoarea în vreo 2 săptămâni, scriam eu scrisoare, ajungea iară la ea în 2 săptămâni și tot așa dura cam o lună până când aveai un răspuns la contact. Și un lucru care mi-l amintesc, am primit o dată o scrisoare și când am deschis-o și am început să citesc, era o scrisoare de vreo pagini. Mama mea, ca și o femeie nouă, a început să-mi scrie că s-a întâlnit cu Domnul Iisus și i-a schimbat viața și așa, că ea s-a îndepărtat de biserică în mediul ăsta în care m-a crescut singură. Și nici pe mine nu pot să zic că m-a învățat foarte adânc, mai cântaia cântări prin casă, mai îmi zicea istorioare biblice, dar nu a fost foarte persistentă să mă ducă duminică de duminică la o biserică. În copilăria mea n-am fost de multe ori la biserică, cel mai mult mergeam la satul bunicului meu, Vicențiu. Când eram la ei în vacanțe, mergeam la biserică, dar acum scrisoarea respectivă am văzut de la mama că îmi scria cum a fost la evangelizare cu Marius Gorcea, cu cei de la Speranța în Melbourne și cum a fost expusă Evanghelia și cum înțelege că trebuie să trăiască altfel.
Și așa, parcă am luat-o cu un amar să citesc lucrurile astea, că eu eram un pic pe ideea să trăim altfel, nu m-au interesat lucrurile religioase sau credința în Dumnezeu, nu percepeam așa și oarecum m-au luat-o în grijorare, mi era foarte dor de ea să reușim să ajung în Australia, să ne vedem din nou, dar acum parcă s-a rupt ceva de mine că mama mea acum e o creștină și asta o face altfel și... Nu știam la ce să mă aștept, asta țin minte lucrul ăla. După aceea toate scrisorile ei au fost în... Evanghelizare. Toate scrisorile ei erau continuu, mă rog pentru tine, mă rog pentru inima ta, mă rog pentru sufletul tău, mă rog ca și tu să rămâi și să fii sub protecția lui Dumnezeu și ție să ți se reveleze, să-L cunosc. Și apropo de asta, că tot vorbeam de Costinești cu Văru, când am înotat, după ce am înotat în ziua aia acolo, după masa și ne-am revenit... S-a întâmplat o chestie foarte interesantă. Ne-am dus la un ring de dans la o discotecă de asta pe plajă. Nu ne cunoștea nimeni, nu ne băga nimeni în seamă. Eram numai noi doi de noi pe acolo, o grămadă de tineri, nu cunoșteam pe nimeni. Așa a fost o experiență mai aiurea. Am dus la vreo 4-5 dimineața, ne-am dus la locul unde eram cazați. Eram cazați la o cameră micuță, așa cu două paturi și o măsuță și un scaun sau două. Și ne-am pus să dormim așa spre zorii dimineții, încă era întuneric afară. Și acolo s-a întâmplat o chestie foarte interesantă. Am dat să adormim, vărul meu sforăia și nu puteam să adorm nicicum. Și ziceam, nu, acum oricum se face dimineață, parcă se întrezăreau un pic zorile și ziceam, n-am cum să adorm acum. Și dintr-o dată m-am, nu știu, pot să interpretez ca și vis, orice ar fi, faptul că am fost în pat și modul cum am trezit după aia, vărul meu mă pălmuia, îl spun că a fost un vis. M-am trezit dintr-o dată într-o beznă totală, a persistat câteva minute, după un timp parcă am văzut o lumină imensă, mi-am închis ochii, am început să mă căiesc, să plâng, n-am înțeles unde îș, ce se întâmplă, am crezut că am murit, a fost o chestie foarte interesantă. Am început să mă căiesc așa, după aia mi-am dat seama, dar nu mă lovește nimic, n-aud nimic, era o liniște totală, dar era lumină multă și ochii mei închiși. Și am dat să deschid ochii și când am deschis ochii, am văzut ca niște... picioare așa puternice cu niște curele ca de sandale romane cumva. Stătea în fața mea ca la un metru, metru și ceva și m-am îngrozit mai tare. Era o lumină imensă dinspre față cumva de sus și eu mă uitam numai jos și atunci iar am început să plâng, să strig mai tare, să-mi cer iertare, nu știam cum să reacționez și iar era liniște și au trecut minute multe și am văzut că nu-mi face nimic și atunci am zis, hai că mai deschid odată ochii. Și când am deschis ochii, era ca un leu care stătea în fața mea cu niște labe de leu. Deci același trup s-a transformat între timp. Așa am fost în visul ăsta, în ceea ce am văzut acolo. Și atunci am intrat într-un șoc așa de mare că mi-am dat capul pe spate cumva și mi-am deschis ochii. Și eram ca și cum stai în lumina soarelui și te uiți. Deci eram ca orbit de soare. O lumină puternică vinea din față la chipul ăsta. Și în momentul ăla au început și sunete. Dar nu era o limbă... Nu era o limbă, ca și cum ai zice, în românește, în maghiară, în engleză, în spaniolă, în orice. Erau niște sunete ca de vapoare, ca de metale, ca de tunete amestecate, ca și cum ai măcina niște vapoare într-o mână puternică. Deci erau niște vuiete puternice și vuietele alea înțelegeam ca un mesaj și mi-auzeam vocea mea când făcea o traducere în mintea mea și mi-au spus de trei ori, pocăiește-te, tu trebuie să te pocăiești. Și când o zis al treilea pocăiești, vărul meu mă pălmuia bine, întrăgea palme vărul meu și mi-a spus că 20 de minute nu m-am zbierat constant și credea că îmi pierd mințile, vrea să sune la ambulanță, să facă ceva cu oamenii unde stăteam la cazare. Era bucuros după aceea că m-am trezit și asta mi-a fost o chestie care, uitându-mă în trecutul meu, a fost începutul meu, cel mai mare impact care a început să lucreze la inima mea să mă pocăiesc. S-o speria foarte tare și el. Noi, cum ziceam, eram un fel de atei de ăștia tineri, așa, care le știu pe toate și nimic. Și am zis ce mi s-a întâmplat și au zis, mă, într-adevăr, dacă ai pățit asta, tu chiar trebuie să te pocăiești. Asta mi-a fost răspunsul lui pe moment, pentru că era speriat foarte tare și el. Dar după vreo zi, că tot ostea și le-au măcinat, s-au răzgândit, zice, auzi ce faci? Te duci de seară și spui, putere, care ai fost aseară, dacă cu adevărat existi, hai înapoi și confirmă. Și dacă vine înapoi puterea și în seara asta, atunci urmează spaș și dacă nu mai vine, trece-o pe seama unui coșmar. Știi? Să-l pună cumva la încercare pe Dumnezeu.
Exact, no, el a procedat așa cu chestia asta și atunci eu într-adevăr am făcut asta și puterea respectivă nu a revenit în seara aia și încet, încet am zis, mă, hai că o lăsăm, că a fost coșmar, pocăință, poate că atât am vorbit noi de bunicul și așa. Și mi-a mânat copilăria înainte, copilăria adolescența, 18 ani și încă n-aveam viza de Australia. Dar ce s-a întâmplat, un lucru extraordinar atunci, din momentul respectiv, când am revenit de la Costinești la Cluj, aveam noi tot fel de chestii, să mai și furam, mai te miri ce prostii ne treceau prin cap. Deci neexplicat, aveam, parcă o intra cunoștința binelui și a răului cumva în mine. Deci dintr-o dată, dacă înainte făceam unele chestii și nu le puneam pe seama unei probleme, atâta era ideea să nu fiu prins. Dar dintr-o dată acum simțeam ceva ciudat care nu mă lăsa. Simțeam că nu e ok, că nu e bine, că nu e și el... Nu înțelegeam, mă, dar ce cu tine? Că am făcut treburile astea toată primăvara și așa și acum dintr-o dată... M-a apărut conștiința dintr-o dată. Da, eu le dădeam pe seama lui mamei, ziceam, așa mi-e de dor de mama și atât am scrie și așa și ultimul lucru care îmi trebuie să fac o prostie mică și pentru un amărât de 50 de mări sau știu eu ce, să mă trezesc cu cazier și să nu mai îmi dea ăștia viza de la Belgrad, de la ambasada australiană. Și le puneam pe seama asta, dar de fapt era ceva în interiorul meu care era o revoluție acum să dădea pentru sufletul meu, știi? Foarte interesant. Și asta și-au avut după aia pașii ei când am ajuns în Australia și l-am cunoscut pe Dumnezeu prin alte medii acolo. Dragii mei, luăm o pauză muzicală acum și apoi revenim și continuăm discuția noastră. Pe nume mă chem, de ce să mă tem? Tu îmi ești salvare, alung orice frică, victorie proclam în Iisus amin. Pe nume mă chem, ești adăpost, de trec chiar prin ape, prin stări de zdrobire, adâncuri suspine, ești lângă mine. Prin nume mă chem, da, bine știu, când trec prin probleme și focul crunt vine, nu mă arde, Iisus, ești cu mine. Tu îmi ești salvare, alung orice frică,
victorie proclam în Iisus amin. Pe nume mă chem. Dragii mei, am revenit, alături de mine în continuare este Adrian Cost și ne bucurăm să continuăm discuția în această seară. Adrian a venit de la Cluj până la noi și ne bucurăm să ne fie alături și aș vrea să ne spună în continuare povestea lui de viață. Ce a însemnat mama ta pentru tine? Tu spuneai că ți era dor de ea. A fost pentru tine mai mult o prietenă sau a trebuit să fie autoritară, trebuind să te crească singură? Au fost ambele. Deci ea, pentru că m-au crescut singură și mediul era cum era și pericole erau mari și o trebuie să fie și autoritară și exigentă și atentă cu multe chestii, dar în același timp o știu să se deschidă față de mine și să-mi fie cea mai bună prietenă, un lucru care îmi doresc să fac cu copiii mei acum și tot mă gândesc cum o reușit. Pentru că nu reușesc pe a mei să-i deschid, să-mi zică tot cum îi ziceam, mă gândesc, orice îi ziceam la mama mea și a mei nu mi se deschid. Ce sunteți doi, nu reușiți doi să-i... Dar mă strădui și chiar am încercat să-i țin aproape și foarte greu, că după ani de zile, știi că mie mi-a plăcut de cutare, atunci mă gândesc, ce mi-ai spus atunci? Ce spui acum după 7-8 ani? În schimb, eu tot îi ziceam, tot ce mi-era pe minte îi ziceam la mama, că știu ea să aibă stilul ei. Aveam și o problemă când eram așa la un, cât să zic, un 11, 12, 13 ani, perioada aia. Mama era săracă, bine, deci lucra croitorie și cu banii de la cliente de-abia plăteam chiria și cheltuielile și toate și săracă, era foarte stresată cu asta și stețul de mine când știam unde-s banii mai luam un 10 lei, 20 de lei, 30 de lei, 50 de lei și cumpăram jucării și au o Kinder și te miri ce nebunii și ea săracă era stresată și atunci mă tot certa, mă tot disciplina, mă, nu mai lua, deci tu furi când iei bani, nu mai lua bani de aici, că-s banii pentru cheltuieli. Și într-o zi, n-o să uit în veci, deci asta a fost o chestie care ne-a ajutat foarte mult pe noi. Au venit într-o zi la mine cu câțiva bani și cu un caiet și cu un pix. Și au zis, uite, de astăzi, Adi, tu ai toți banii casei, tu o să-i gestionezi, dar uite cum trebuie, trebuie să scrie aici chiria. 700 de lei, curentul, atâta, gazul, atâta, apa, atâta. Toate cheltuielile, după aia să calculez mâncare, cam cât ar trebui pentru 3 mese pe zi, asta amândoi, la școală, ce mai trebuie plătit la asta de sportivă, fondul clasei, haine, erau chestiile alea. Da, tot fel de chestii, uniforme, minuni. Mi-a dat mie tot și a zis, nu, de azi așa, și dacă rămâne ceva... Adică deci, dacă tot strici, ocupă-te... Da, deci tu să te ocupi și din momentul ăla îți dai seama că eu am avut punga. Dar în același timp am învățat responsabilitatea, am învățat că eram stresat, mamă, dar n-ajung. Deci n-a fost doar o glumă, chiar mi-a lăsat să faci. Lăsat. Deci de la 13 ani am dus bani. Mamă, dar nu ajunge la curent, ce ne facem? Mă stresam eu. Zice, nu, eu atâtea cliente am, uite atâta, cât îi, dacă nu, de unde mai tăiem, știi? Și atunci mi-a dat sensul ăsta, mă, nu-ți mai poți permite să iei tu să cumperi nu știu ce jucărie, că uite ce real e treaba. Că noi dacă nu plătim curentul, la o lună, două o să vină ni-l taie, după aia nu mai avem bec seara și iarna și așa. Da, asta și asta altă chestie. Deci cam asta relația mea așa cu mama. Deci o copilărie super faină. Și da, a fost greu aia 3 ani jumate. Pot să zic că aș fi avut mare nevoie de ea atunci. Dar le-a știut Dumnezeu mai bine pe toate. Pentru că în momentul când i-a ajuns în Australia și-a dat viața lui Dumnezeu și a început să se roage pentru mine, ceea ce nu numai că mi-a oferit un viitor financiar mai bun, că pot să zic că ne-am dus acolo și am putut să ne realizăm și financiar, acolo am cunoscut-o și pe soția mea, care tot din România, din Micești, părinții ei foarte aproape de satul de unde sunt bunicii mei și mama mea. A meritat că mami a plecat în Australia. De ce crezi că a durat atât de mult ca să obții tu viza sau ce a trebuit să obții actele? Da, deci actele au fost foarte complex, nici n-are rost să mergem în toate detaliile, pentru că încerca pe mai multe variante și se respingea. Și după aia a durat și după aia eram într-o chestie în care eu împlinisem 18 ani și dacă cumva o respingea, nu mai puteam să reaplic, eram major. Și da, așa a lucrat Dumnezeu. Că ultima șansă. Da, da, era ultima șansă, că deja era depusă când aveam vreo 17 ani aplicația respectivă și a durat 1 an jumate să o aprobe și când au aprobat-o, m-au aprobat ca și persoană de 17 ani, n-au mai ținut cont. Deci se lua după data depunerii documentelor și era clasificată ca și o întârziere a lor în răspunsuri și acte documentare ce-o mai vrut și...
Da. Ai reușit să termini școala aici sau încă mai aveai? Aici am reușit să trec prin clasa a 11-a. În moment când eram în a 11-a am oprit, am făcut un curs de engleză vreo 7 luni aici și am stat mai mult cu bunicul meu. Eu și speram de pe zi pe zi, eu deja de la 16 ani le ziceam la toți că eu plec într-o lună, două. Chiar aveam să te întreb, și la mine tot aia a fost într-o lună, două plecăm, într-o lună, două plecăm. Foarte puțin engleza aici. Deci engleza de aici, foarte puțin. Am făcut și la școală în clasele de la clasa 4 încolo, am făcut engleză până în a 8-a, dar prea puțin, o oră pe săptămână era foarte puțin și nu ne era nouă capul la o materie suplimentară, o vedeam noi. Ne concentram pe matematică, pe română, pe care erau foarte importante. Și astea am făceam engleză și franceză, dar nu s-o lega de mine atunci nimica. Cursul dinainte să pornesc spre Australia, pot să zic că am început să învăț un pic mai ok, dar cel mai mult în Australia, când am devenit direct pus numai între alte nații care vorbeau doar engleză, te învață cel mai bine. Alea te învață cel mai bine și în muncă și scris foarte mult la lucru și așa, deci acolo... Ai fost obligat, vrând, nevrând. Exact, exact. Vreau să îmi spui o melodie preferată dintre melodiile tale, bineînțeles, îmi spui eventual cum de ai scris acea piesă sau cum de cânti acea piesă. Ar fi așa de multe cântări. Ce ar fi cel mai potrivit? Hai să spunem cântarea Oare rodesc? E o întrebare. Și asta am scris-o în 2018, în moment când Dumnezeu a început să ne vorbească să venim spre România. Astea așa au declanșat primele cercetări puternice, eram așa prins în roata vieții, în muncă multă, copii la școală, lucram foarte multe ore și aveam rutina mea, da, mergeam duminica, ne ocupam de quarteturi, de cor, de închinare, de îndemnare și așa, dar parcă asta era de duminica și restul săptămânii, 6 zile, alergam tot Brisbane-ul cu munca. Și m-a cercetat odată așa Dumnezeu și am început să simt versurile astea mașină în timp ce mă rugam și plângeam. Și am oprit mașina pe marginea drumului și am scris versurile la cântarea asta. După aia le-am trimis la Cătălin Lupmă, uite ce mi-a pus Domnul pe inimă. I-am cântat acolo la telefon într-o înregistrare și organizat niște instrumentale cu ceva tip de la Cluj și am pus pe rol cântarea în vreo 2-3 săptămâni. Am înregistrat vocea mea, am înregistrat el în Cluj și am produs piesa atunci în 2018. Oare rodesc? O întrebare, pune și tu întrebarea asta astăzi. Oare rodesc eu? Oare rodești tu? Nu putem noi da răspunsul pentru nimeni. Fiecare, vă rog să vă dați răspunsul în dreptul vostru și apoi veți ști cu siguranță și ce aveți de făcut. Ascultăm acum Oare rodesc? Viața zboară ca un abur ce n-a fost. Mă întreb prin alergarea mea că se șoare vreun rost. Oare rodesc prin viața ce-o trăiesc? Oare rodesc atânc mă cercetez? Cu dragoste tu m-ai răscumpărat, cu sângele tău m-ai spălat. Dar e rodesc prin toată clipa ce-o trăiesc. De atâtea ori de jos m-ai ridicat, speranță, pace, har negat. Dar e rodesc, oare rodesc? Iisuse, așa cum sunt,
Cercetează-mi starea, dă-mi, te rog, lumină-mi pașii mei, ca să rodesc prin viața ce-o trăiesc. Vreau să rodesc mireasma ta, să răspândesc cu dragoste. Tu m-ai răscumpărat, cu sângele tău m-ai spălat, dar eu rodesc prin toată clipa ce-o trăiesc. De atâtea ori de jos m-ai ridicat, speranță, pace, har mi-ai dat, dar eu rodesc, oare rodesc cu dragoste. Ce-o trăiesc de atâtea ori de jos m-ai ridicat, speranță, pace, har mi-ai dat, dar eu rodesc, oare rodesc, dar eu rodesc, vreau să rodesc. Sper că nu e o surpriză pentru voi. Vom continua discuția cu Adrian Cost. Am rămas între România și Australia și aș vrea să vedem cum a fost transferul pentru tine, care au fost ultimele etape din România și primele etape din Australia. Da, sper că ați ascultat celălalt material. Că dacă o iei numai cu materialul al doilea, e un pic așa, ca și cum nimerești la lucru așa de la 11, în loc să fii acolo la 7 dimineața și după aia să-ți iei firul. Sigur, o să mergem prin mai multe detalii, deci data trecută terminam pe zona unde mi-așteptam viza să ajung în Australia și la un sfârșit am primit viza respectivă în ianuarie 1998. Pe 7 ianuarie am ajuns în Melbourne, în Australia, unde m-am reîntâlnit cu mama mea. Îți dai seama că a fost o bucurie superbă pentru mine după 3 ani jumate în care de la 15 eram doar cu surorile ei prin Cluj și cu verii mei și unchii. Și asta a fost și momentul când Dumnezeu a început să lucre mai serios la inima mea. Îmi amintesc că am ajuns, am avut o masă faină, au venit o grămadă de tineri de la biserică, îți dai seama, nu cunoșteam pe nimeni, numai chiar rudeniile și pe mama și unchiul și verii mei mai erau micuți atunci. Și mi-amintesc că s-a terminat bucuria aia mare că toți am rămas noi cu mami și i-am zis la mami, uite, am o dorință acum să mă înțelegi, eu nu o să vin la biserică, știi, la adunare. Unde mergeți voi, eu așa am hotărât și pe avion tot am stat și m-am gândit, eu nu o să vin. Și o zis, dragul mami, respect decizia ta, nu-ți fă probleme, nu-ți pun nicio presiune, tu ești un băiat matur, o să decizi tu ce vrei pentru tine. Și a venit ziua de joi și ziua de joi își călcau cămăși, se pregăteau, era Zaharia Bica de la Cluj în vizită la Melbourne, ei se pregăteau tot să meargă la adunare, acum eu le-am fost zis că eu nu o să mă duc și așa am rămas că eu o să stau pe acasă și stăteam așa, mă gândeam și am zis, mă, cât a făcut mama pentru mine, 3 ani jumate eu lucra pe câmpuri, eu să am bani de chirie de un alt, așa cum am, e așa de greu mi să mă duc la o adunare. Și eu de mine am luat decizia, m-am dus și am zis, mami, eu ce o să port la biserică de seară? Și o zis, da, vii, da, cum să nu vin? O, repede, mi-o călcat la tocămașă, hai, da. Și acum, ce interesant, am ajuns în parcarea adunării respective în Melbourne, unde avea Biserica Philadelphia Română serviciile la momentul respectiv, într-o pădure foarte faină, o climă faină acolo și natura e superbă. Am ajuns în parcarea bisericii cu ei și acum dădeam să intru înăuntru și s-a întâmplat o chestie foarte interesantă, parcă se rupeau doi de mine, unul vrea să rămână afară cumva și așa am simțit din toată tulburarea care aveam pe mașină în mintea mea, că nu le ziceam eu că nu prea îmi convine. În momentul când am intrat în adunare, în biserică, am simțit așa o pace, parcă cineva din mine s-a rupt și nu a putut să intre și a rămas afară și am avut o părere bună când am intrat și eram foarte atent la toate cuvintele, eram foarte atent la cuvintele cântărilor. O cânta câțiva tineri, a cântat un domn acolo, un frate cu o harfă. Și după aia, bătrânelul Zaharia Bica, așa atunci era cărunt, în 1998, a început să aibă o cuvântare, o predică, cum o numim noi. Și l-ascultam foarte atent și am zis, wow, eu nu știam că e un invitat sau ce e acolo.
dar vedeam că omul vorbește românește foarte, atunci la 18 ani era atenția foarte mare pe noi, cum pronunțăm și așa, după 25 de Australia, cred că se vede clar că pocesc acum cuvintele, nu mai am sensibilitate pe zona așa mult, dar atunci puneam un pres foarte mare pe felul cum pronunț și gramatical și așa, și Zaharia Bica ținea un mesaj, atâta de adânc a fost mesajul și la un moment dat simțeam că parcă sunt numai eu cu el în camera respectivă, în sala Bisericii Adunării. Și mi-a vorbit foarte tare la suflet, am început să plâng, să-mi dau seama că lucrurile sunt un pic altfel de percepția mea care am avut-o față de biserică și pur și simplu am fost cercetat de la prima predică. Dar acum am ieșit din biserică, am dat să plecăm spre casă, era de condus cam 45 de minute până unde locuiam, de la locul cu adunarea cu biserica, și nu mă mai puteam opri din plâns, lăcrimam în mașină și acum mama mea să uita la mine și aș dădea seama cam ce îi, dar eu eram un pic între două lumi, nu vreau deja să recunosc că ceva mă cercetează, stăteam pe gânduri, nu-mi vinea să cred că ceva m-a impactat emoțional să plâng. Deci era prima dată în viața mea când mi s-a întâmplat așa ceva și nu vreau să-i zic ei onest exact ce îi, și m-a întrebat în mașină, mă, dar de ce plângi, ce-i cu tine, ce s-a întâmplat? Și să mă scot și să nu-i zic asta, m-a luat dorul de Ioana, o fată din Cluj, așa, cu care mai discutam înainte să pornesc spre Australia, dar nu era adevărul, era altă chestie, eram super cercetat în suflet și nu știam dacă-s gata să fac un pas decisiv sau ce se întâmplă, că era prima tangență cu Evanghelia. Cred că totuși mama ta a avut un impact extraordinar de mare asupra ta și ea cum ți-a spus pe parcurs despre Dumnezeu, cumva cred că din start ți-a întors absolut inima înspre Dumnezeu. Când te-ai dus acolo, deși tu ai vrut să spună, a, eu nu sunt ca tine, tot ai făcut ca și ea. Da. Iubirea ei față de tine, cred că te-a făcut să iubești și tu ce iubește ea. Da. Și ea a început să-L iubească pe Dumnezeu și automat... Exact. S-a rugat foarte mult pentru mine și îmi zicea în scrisori constant asta, Adi, mă rog pentru tine și știu că îți va vorbi și ție și așa. Și... Da, deci pot să zic că din momentul ăla n-am lipsit, ori de câte ori se duceau, că e duminica, că e joia, mergeau, după aia tinerii m-au preluat, au început să mă ducă lunea la serile de tineret. Erau duși într-un turneu misionar pe undeva prin Canada, America, Marius Gorcea înlocuia, era și el parte din Philadelphia, Melbourne atunci. Când a apărut Marius Gorcea înapoi din turneu de unde era și asta la câteva săptămâni după ce am ajuns în Australia, au dat mâna cu mine și zice, Dumnezeu are un mare plan cu tine. Așa am rămas de pătrunz, iar Dumnezeu are un mare plan cu tine. Ce plan să aibă cu mine, că eu sunt tip așa care mă bat între decizii, nu știu ce vreau, încă mai vreau să consum o bere, pe de altă parte surâdea ideea să mă duc la biserică sau duc un mesaj fain. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine, dar Marius a însemnat așa de mult pentru noi, ca și familie, și mai târziu când am întâlnit-o pe Simidea, pe soția mea, în 2001 am întâlnit-o pe ea și până atunci Marius se ocupa de noi cu tineri. Era foarte mult plecat în turneele misionare, dar când era... la Philadelphia împreună cu un alt frate, Ili. Ei se ocupa cu noi, cu tinerii. Ne pregăteam la moment, am hotărât să mergem spre România pentru turnee misionare. Deci se ocupa foarte mult de noi și așa a fost un om superb și a avut un impact foarte mare și un om la care ne-am uitat ca la un exemplu viu și care chiar îl trăia pe Hristos și credința în Hristos. Cred că datorită lui... El în principal, apoi fratele lui, a și pornit această mare lucrare care... Speranța, da. Da. Care, nu știu, a pătruns peste tot. În România încă vin, dar nu doar în România, adică oriunde spui Speranța, în orice țară, cred că sunt oameni care au auzit de această lucrare pe care o fac și nu e doar formația Speranța, misiunea, au misiunea Speranța și ei merg și fac proiecte superbe. Proiecte. Nu te-ai gândit să mergi cu ei pe acolo, prin Africa? Să știi că în Africa, în Indonezia, aveau la un moment dat, în zonele respective n-am ajuns, în schimb, cât era Marius în viață, încă ne-am hotărât să mergem la evangelizările anuale din România. Am venit pentru prima dată cu el în 2003 aici, deci a fost o experiență superbă. Luigi Mițoi de la Chicago, cum atunci era în Giurgiu, păstor, ducea partea evanghelică de predicarea cuvântului, ne mobiliza să ne rugăm pentru el în timp ce predica. Noi eram cu grupul Speranța Cântările, cu Marius, cu Marcela, cu Gabi Gorcea, cu Geno, cu Radu Almășan, cu restul, și Ramona Lupi era atunci, Ramona Ibănescu, da. Fată așa de 16 ani. Pe ea o știi de pe vremea respectivă. Da, o știm de atunci, da. Da, au fost experiențe super faine și anul ăla 2023, deci așa de tare nu uit că la ultima au fost vreo 24 de evanghelizări sau 23 și la ultima așa era undeva la o comună așa mai mică, așa ne-a cercetat Duhul Domnului și atât am plâns când s-a terminat și stăteam și
îi ziceam eu cu soția, îi ziceam, Marius, toată viața vrem să slujim pe el, să ne dăm viață, de, să facem așa ceva. Deci eu când vedeam 10, 20, 30, 50, 150 de oameni pe un stadion venind și îngenunchind să-L cunoască pe Hristos, ceea ce știam numai ce eu proaspăt de 3-4 ani m-am întors eu și ce am trecut prin copilăria mea și vedeam modul cum oameni vin la Hristos pentru o trăire reală și ceva palpabil, chiar cu o relație cu Dumnezeu, deci am zis asta merită să ne trăim toată viața și ne-am întors înapoi în Australia și la câteva luni după Crăciun, o dimineață de pescuit, o trebuie să-L vedem dispărând în valuri. Cât de tare te-a afectat sau cât de apropiat ați fost înainte încât să simți foarte pierderea? Foarte apropiat, deci pentru mine El a fost... Deci mă uitam ca la un exemplu așa de viu, eram și foarte nou în credință, vedeam în el potențial mult, ne învățam multe chestii la tineret, după aia numai ce începusem participarea asta cu el la turneu misionar, ne-am fost hotărâtă să facem multe lucruri faine împreună, deci momentul când a murit a fost așa, n-am înțeles, am stat 10 zile și i-am căutat trupul prin apă cu alți înătători, cu... bărbați așa din Melbourne. Doar a 10-a zi, când eram la un program de comemorare, s-a găsit trupul lui de niște străini pe marginea oceanului, spălat pe plajă. Ne-a marcat foarte tare, dar totuși moartea lui și faptul că Dumnezeu l-a luat, pentru mine misiunea Speranța a însemnat mult. Dumnezeu are modul lui de a lucra, de a face unele lucruri. Pentru Marcel a fost foarte greu și pentru Denis, dar pentru misiunea Speranța, eu cred că a însemnat foarte mult momentul că l-a luat acasă, pentru că a mobilizat enorm de mult, foarte mulți oameni. De atunci s-a și pornit lucrarea mare. Și adică lucrarea, impactul... la fiecare an ne uitam și se dubla la fiecare an. Deci în 2004, când ne-am dus în turneu, a fost tot la capacitate dublă. În 2005 a fost față de 2004 capacitate dublă. 2006 iară. Deci a luat o amploare lucrarea foarte mare. După aia a început și cu lucrările externe, cu Indonezia, au fost puternic. Era și Naticostea implicată la momentul respectiv. Lucrurile au crescut cu viteză mare și foarte mulți oameni și-au dat viețile Domnului. Chiar acum recent eram la Suceava la cineva, asta era o familie care băiatul lor s-a întors așa pe un stadion și prin el s-au întors părinții lui ortodox și stăteam la o masă la ei și dăpâneam amintiri faine de pe anii aia 2004, 2005, 2006. Povestind-o acum îmi dau seama că poate totuși dacă nu exista pierderea asta a lui Marius, poate la un moment dat misiunea Speranța renunța și nu mai făcea lucrarea, dar așa cred că a făcut-o cumva și în amintirea lui Mario și să nu piardă ceea ce a construit el atunci. Cumva a avut un imbold. Da. Ne-a dat un imbold, plus că rămâne Gabi Gorcea, care e un om al lui Dumnezeu, un om foarte fain, plin de energie și el. Și el rămâne devotat și acolo în lucrare și Radu Almășan și Marcela s-a recăsătorit mai târziu cu Sami Danșa, un om extraordinar de fain și rămâne în slujire. Acum nu-i nimic mai fain decât să-l vezi pe Denis, un tip adolescent acum. Și vorbește cu putere și atât de frumos. Vorbește cu putere și un om fain și cântă și are lucruri faine din partea lui Dumnezeu și un om plin de Duhul Domnului și ne bucurăm să vedem. Ne rugăm tot timpul pentru viața lui Dumnezeu să-L binecuvinteze, să-L folosească cel puțin cât l-a folosit pe tatălui, pe Marius. Amin. Ai mai păstrat legătura și ai mai colaborat cu ei și după această perioadă de încercare? Da, sigur. Deci după aia ne-am dus în continuare, 2004, 2005, 2006. Perioada aia deja noi aveam primul copil, după al doilea copil, după al treilea copil. Și a fost o perioadă când am zis că ne vom structura mai mult local în Melbourne și noi mergeam mai mult pentru a prezenta turneele misionare din țară, proiectele din Indonezia și ce se întâmpla și făceam asta mult prin bisericile din Australia cu familia mea și ceilalți și n-am mai participat la turneele anuale din România, distanța foarte mare și așa. Dar am ținut o colaborare foarte faină în continuare cu ei peste ani și acum au crescut mult, au poema repede, Ionuț Crăciun, cântăreți super faini, care i-a crescut Domnul tot prin lucrarea asta, s-au lansat și au crescut și Ramona s-a căsătorit cu Cătălin Lup și este o familie superbă, toți care știu Adicost, avem vreo 4 albume pe toți, Cătălin, Ramona, vocile adiționale cu care am făcut cântările astea din primii ani și așa, acum în ultimii ani am mai implicat din rudenile Lusimi, pe frate sau pe soră sa și acum ultimul an și penultimul an implic copiii mei. Spune-ne, Adriana, cine este Simi. Da, Simi, dai soția mea.
spune-ne câteva lucruri despre ea, cum ai cunoscut-o, spuneai că era și ea în Australia, ce-a căutat acolo? Da, deci e o comunitate nu exageră de mare, nu e ca și în Europa, pe unde mergi și comunitățile sunt foarte, foarte mari de români, acolo sunt mult mai mici comunitățile. Să zicem, Melbourne are undeva la 10.000 de români, din care din mediul evanghelic în jur de 1.000 și după aia Brisbane, Sydney tot mai puțin. Ea locuia la Brisbane, noi locuiam la Melbourne, ne-am dus la Festivalul Tinerilor. Era organizat o dată pe an, în luna ianuarie, și m-am dus la festivalul respectiv și acolo ne-am mai cunoscut noi înainte cu câteva luni, dar atunci, în ianuarie, am început să ne placă unul de celălalt. Și după aia am ținut legătura pe mesaj. Atunci a început, era cu telefoanele cât de cât, nu știu ce, erau niște telefoane de astea nu foarte smart. Da. Nu erau ele smart, dar erau scumpe mesajele, nu-i ca așa cum vorbești pe gratis. Scumpe mesajele, da, păi da, aveam mesaje, trebuia să-i scriu la să-mi dau un mesaj de două, trei propoziții limitat. Dacă depășai cu un cuvânt mai mult, era dublu prețul, că intra pe preț de două mesaje. Și atunci învățam să zicem mult cu cuvinte puține, ca și acum la motivaționale de 90 de secunde, așa. Da, deci acolo am cunoscut eu pe Simina. Acum eu deja eram foarte conștient și hotărât așa pe zona care deja mi-a încredințat Dumnezeu. De la botezul meu din 99 am simțit așa o flacără să scriu o cântare și ne-am botezat 12 candidați și le-am zis, mă, uite, eu am scris o cântare prima, dar nu știam eu că e prima, am zis, am scris o cântare. Ați vrea să o cântăm împreună? Și le-am arătat-o la candidați, toți erau tineri și le-a plăcut ideea și am stat și am tocit-o și am învățat-o împreună. A venit un tip bun la pian care o cânta cu noi, așa mi-ar plăcea să văd înregistrarea, dar nu erau așa de profi pe vremea și s-au pierdut, nu mai găsim. Am cântat cântarea respectivă în haine albe, zicea. Da, deci am pornit pe zona asta. Prima cântare a fost o cântare pentru botez, a fost prima. Nu știam eu că o să încep să scriu cântări de acolo încolo, credeam că așa, că e o sărbătoare și ceva înseamnă foarte mult pentru mine, eram copleșit de faptul că Dumnezeu mi-a dat nașterea din nou și nu mai am tendințe să înjur, să vorbesc murdar, să am niște atitudini ciudate, vedeam nașterea din nou autentică în mine și m-a marcat mult și atunci am simțit așa un imbold, deodată mă, la botezul ăla trebuie să facem ceva nou, nu ceva... N-ai așteptat mult, imediat după ce te-ai hotărât, la câteva luni te-ai și botezat și Dumnezeu te-a și inspirat. Exact, îmi veneau călăuziri pe zona respectivă și de acolo începând, una într-una, îmi gândeam, wow, mă luau niște cercetări așa pe o zonă, parcă auzeam niște melodii, repede încercam să le reținem cumva, să scriu, să notez. Și am tot început, am mai scris încă o cântare, încă una, și când eram cu Marius în turneu, deci fapt asta deja în 2003, eu deja aveam un portfoliu, era la mine, o mapă așa albastră, așa cum parcă o văd, cu o grămadă de foi pline, aveam deja vreo 20-30 de cântări scrise. Și el a zis, bă, dar ce faci, băiețașule, cu astea? Deci tu trebuie să faci un album. Și el m-a îndemnat să fac primul album, Ascultă glasul lui Iisus. Atunci, în 2003, eram deja căsătorit, tot vorbeam și așa. Dar vreau să mergem înapoi la Simi, că mă întrebai de soția mea, de Simi. În momentul când am văzut că îmi place de așa și invers, am început să mă rog, Doamne, dacă e pentru mine, să fie o femeie care să mă ajute pe calea asta care am luat-o și ea e creștină și era din mediu, dar să mă ajute în lucrările care le încredințez și ce o să fie și că adevărat să fie un ajutor potrivit. Și s-au deschis ușile foarte fain și în același an, în septembrie, ne-am căsătorit. Repede, da, dar de unde ai știut că ea este? Deci m-a rugat foarte mult să înțeleg lucrul ăsta și puneam așa niște semne înaintea lui Dumnezeu și ce m-a interesat foarte mult e să-i văd deschiderea ei spirituală, la cât de mult îl iubește pe Dumnezeu. Și vorbeam la telefon, că ea era în Brisbane, eu în Melbourne, 2000 de kilometri distanță, ne-am fost întâlniți 3-4 zile la festivalul respectiv și ne-am schimbat numerele și acum au durat o perioadă până spre martie, în care numai chiar am discutat, nu ne-am mai revăzut. Am discutat și am vorbit. Am vorbit foarte mult, vorbeam serile și faza faină e că vedeam că îl iubește pe Hristos mult, autentic și deci felul în care înțelegea Biblia și vedeam tot mai mult și tot mai mult că e ce trebuie pentru viața mea și pentru mine. În martie am vizitat-o în Brisbane pentru un weekend cu familia ei acolo. Și după aia am zis să vină să o viziteze și ea, să o cunească pe mama mea, întreia atunci mama mea încă. În Melbourne a venit ea în aprilie și când a venit în aprilie deja aveam inelul cumpărat.
Și după aia în mai am făcut era serioasă deja. Da, i-am propus, sigur, am făcut logodnă și în septembrie, în 1 septembrie a urmat nunta și după aia s-a mutat și ea la Melbourne și până în 2012 am stat la Melbourne și după aia am mai stat 8 ani în Brisbane, de unde sunt părinții ei. Deci câți ani de căsătorie aveți? Noi avem, deci din 2001 suntem căsătoriți, avem 22 de ani. Vedeți, dragi tineri, că se poate. Vă vedeți de câteva ori și vorbiți la telefon și se poate dacă relația este bazată pe credință în Dumnezeu, pe respect. Da. Și iubirea adevărată, nu? Atunci nu puteam trimite poze. Da. Numai text. De câteva propoziții. Da, măcar, conversațiile erau baza. Măcar era mai bine decât scrisori după vremurile cu mama, nu? Da, numai cu scrisori, numai. Doamne, ai trecut prin foarte multe, dar ai ajuns, spuneai tu, că acum vreau să merg eu înapoi la partea cu compusul și cu cântatul. Și vreau să te întreb, cum de-ai ajuns să cânti și să compui? Ai mai făcut asta și când erai în lume sau pur și simplu a venit din senin? Nu, când eram în lume, pot să zic că... Adică nu ți-ai dat seama că ai talent muzical? Da, și deci aveam un pic de voce. De mic mi-a plăcut să ascult multă muzică, pop și ce era pe vremea aia pe aici. Și la școală așa mai aveam momente așa în care cântam ce am fost auzită. Și așa toți îmi ziceau, no, Adi, hai, mai cântă-ne piesa lui ăla sau lui ăla sau la grupului respectiv. Și știu că mă trezeam așa în pauze de la școală cântând niște chestii. Și cumva știam că am voce din punctul ăla de vedere. Și atunci când am ajuns în mediul creștin și mergeam la programe de tineri, nu a durat mult până când să zic că pot să faci un solo, că mă auzau și ei că merge undeva vocea. Și da, a fost oarecum un dar așa și un talent de mic, să zic așa, dar nu l-am dezvoltat, n-am învățat instrumente, nu m-o da mama la școală de muzică, nu pot să zic că m-o da la niciun fel de instrument, ceva, era pur și simplu numai auzam noi pe la radio și pe casete și mai cântam și noi așa după engleză care nici nu știam ce înseamnă. Engleza care de fapt nici nu prea era engleză la cum cântam noi când eram mici. Exact, exact. Deci pur și simplu chestia asta cu compusul a venit după ce... Ai început să-L cunoști pe Dumnezeu și poate și motivat de cei pe care ai cunoscut acolo, care erau implicați în lucrarea asta cu cântatul. Da. Crezi că au avut un impact oamenii? Cu siguranță, Marius Gorciu a avut un impact cu grupul Speranța și așa, deci... Pentru că și ei asta făceau, adică erau foarte pasionați să scrie constant, și să cânte. Constant compuneau, deci ei scoteau albume anuale și așa, absolut au avut un impact foarte mare asupra mea și a gândirii mele. Și pe zona respectivă și pentru că simțeam că Lăuzirii, cum am scris prima cântare de la Botee și faptul că 12 tineri au acceptat să o facem împreună și am prelucrat-o și toți au fost foarte încântați că am cântat o cântare compusă nouă atunci, mi-a dat curaj să mai continui și mă rugam și primeam alte inspirații și tot le adunam. După aia, cum vă ziceam, în 2003 Marius m-a îndemnat să mă gândesc serios la înregistra, m-a pus în legătură cu Alin Timofte, cu câțiva pentru instrumentale și uite așa am început povestea cu ei, că în 2004 când m-am dus la următorul turneu anual cu Speranța, am reușit după turneu să înregistrăm primul album Ascultă glasul lui Iisus cu Cătălin, cu Ramona. Și a fost ceva fain, calitate mai altfel, multe din cântările le-am reprodus în 2018, le-am luat iar la mână și le-am dat o nuanță un pic mai bună și în instrumental și vocal și așa, dar e o adevărată onoare și bucurie. Și dacă tot vorbim acum de cântare, hai să facem un moment muzical. Voiam să te provoc să ne propui o cântare. Acum care vă propun ceva. Suflet. Eu vă zic o chestie, o să mai continuăm. Sau ne vreți să ne cânti live? Nu vă cânt live. Acum în 2023, de la începutul anului, din ianuarie, am primit așa într-o dimineață un imbol puternic și Dumnezeu mi-a pus pe suflet o treabă. Anul 2023 e anul laudei și am primit așa o chestie în fiecare lună să scot o compoziție nouă, de o cântare care eu am compus-o și versuri și melodie. Să fie compoziție nu de la Hillsong, nu de la Bethel, nu de la Canada, nu de la Anglia, să fie ceva din sufletul meu pentru Dumnezeu. Și am început asta așa foarte, foarte cu bucurie și am început să scriu mai multe cântări. La sfârșitul programului poate punem Cera voia ta, e o cântare super faină care am scos în februarie cu Iza Gerasim și Alex și copiii mei sunt acolo, Adriana, Simida e acolo, soția mea, Darius, dar aia o lăsăm spre sfârșitul emisiunii. Acum vreau să punem o cântare foarte atipică. Am avut o conversație într-o noapte cu un tip care e din lume, să zic așa, deci nu e un tip din mediul evanghelic. E un tip așa la aproape 2 metri, are 1,90 m și tatuat tot, e așa modelul ăla, așa,
când îl vezi pe stradă, încerci să treci strada pe partea altă, să nu faci eye contact, să nu o încurci. Și am avut cu el o discuție foarte faină de Dumnezeu. Și omul are o inimă foarte mare și eu cred din toată inima că Domnul va face lucruri faine cu viața lui. Și după ce am avut discuția asta, am schimbat zeci de mesaje într-o seară până târziu, m-am dus la pian și am început să scriu piesa asta, Salvat. Piesa asta o să fie lansată numai în iunie, dar... Ne dai nouă aici în premieră. Da, vă dau vouă în premieră. E o piesă faină, acustică și vorbește despre tâlharul de pe cruce și faptul că el a avut o șansă acolo. Și dacă asculți acum emisiunea asta și... te gândești, oare și tu ai o șansă, să știi că și tu ai, așa cum bărbatul ăsta cu care vorbesc, cred din toată inima că are o șansă. Și conversațiile noastre m-au îndemnat la scrie cântarea asta și am primit în noaptea și melodia și cântările, audiție plăcută. Salvat! Tâlharul
stânga s-a stins și șansa el și-a ratat. La cruce e salvarea, poate e și șansa ta, poate e și șansa ta. Dragii mei, am revenit. Alături de mine în continuare este Adrian Cost și vreau să îl descos puțin și despre familia lui. În prima parte a emisiunii am vorbit despre implicarea lui alături de emisiunea Speranța și sper că ați fost alături de noi să ne ascultați. Adi, ai o familie foarte frumoasă. Mulțumesc. Ai spus că ai copilași și o soție binecuvântată. Spune-ne câte ceva despre ei. Spune câteva calități pentru fiecare. Pentru fiecare? Da. Ok, hai să... Începești cu tine. De mine nu vă spun nimica. Îi lăsăm pe ei să spună. Exact. Deci soția, tot spuneam despre ea mai înainte, Simida, ea e o femeie a detaliilor și chiar azi venind de la Cruz pe Arad, ziceam, dacă trebuie să spun ceva despre tine, ce a spune oare, știi? Și o chestie faină ce ne uităm la viața noastră de căsătorie, eu sunt tipul care tot timpul sunt vitez așa și ea, cred că o ars deja o grămadă de plăcuțe de frână, ea e tipa care... stă un pic și gândește lucrurile rațional și atent și asta m-a ajutat așa de mult, de multe ori scriu cântări, mă pregătesc de tot fel de lucrări și mai mă duc lângă ea cu o foaie, mă, uite ce zici de cântarea asta, cereați voia ta, uite așa, așa. Aveam un vers acolo la cântarea cereați voia ta care o să ascultați la sfârșit, care mă pasiona foarte mult că mergea pe zona sub umbrela voiei tale. Și am zicea, Maria, unde lași tu umbrela voii tale? Deci, nu, poate sună bine mintea ta, dar nu dă bine, nu, sub umbrela, de ce umbrela sub umbrela? Nu, acolo am venit cu alte versuri și acum cântarea oricum e fără umbrela, dar tot foarte clar aduce ideea care am primit-o în piesă să fie că cerați voia ta peste viața mea, va tatăl meu, eu, copilul tău, o să ascultați la sfârșit. E foarte frumos, i-am ascultat. Da, deci soția mea e cea mai faină soție. Cred că asta spune orice ascultător despre soția lui. Calitatea asta pot să zic eu că e cea mai faină, e o femeie a detaliilor și m-a ajutat enorm de mult că a fost atentă să oprească și dacă multe piese sunt faine, de fapt au avut și ea un foarte mult impact, la multe din ele am mai scris, Adrian Cost și... acolo, dacă mergi la details, la YouTube sau ceva, mai scrie și Simida Cost la multe chestii. Trebuie să scrie Simida Cost, control. Control, da. Aprobare. Da. Ștampilă, parafă. Da, și după avem trei copii superbi. Ei deja sunt mari. L-am pe Darius, piesa asta care tocmai ați ascultat-o, salvat. În 1 iunie, dacă Dumnezeu ne ajută, îi dăm drumul public. Un videoclip frumos filmat cu el la chitară acustică. Deci, Darius e un băiat mare, a împlinit 18 ani în Australia și el e un tip atât de pasionat de slujire, îl iubește mult pe Domnul, acum în perioada aia să ia botez, oare unde să mă botez? Noi venim din Australia, după 25 de ani de Australia, acolo am fost doar la două biserici, la Philadelphia, unde s-au și născut copiii noștri și după aia mutându-ne la Brisbane, de unde sunt părinții Simidei, am fost la biserica Elim, Brisbane. Venind în România, am fost pe la Adorație, acum ne ocupăm cu o lucrare Sfânta Treime, așa o lucrare de evangelizare, unde au evangelizări săptămânale. Și acum el se întreabă, oare unde să mă botez? Mă duc la Adorație, să vin aici, să mă duc la Albini, să mă duc la Carpați, să mă duc la... unde să mă botez? Cumva așa e un pic el cu asta, dar știu că Domnul lucrează la inima lui și foarte în curând o să ia legământul ăsta în apa botezului. După avem pe Adriana, deci Adriana e o tipă care zici ceva de o piesă și începi să cânți și zice clar că ești în re minor. Deci perfect pitch. Și profesorul ei de muzică, Alex Gerasim, tot timpul îmi zice, bă, fata asta are perfect pitch, știi? Știi? Da, știu, de mică. Pentru că de mică nici nu știa vorbi bine și a avut un xilofon de la din plastic și a început păpărașul meu. Și ea nu știa să ne zică mama, tata să comunice cu noi și reținea melodiile de la biserică și le recrea pe instrument. Deci am știut de mică că ea e foarte tare pe zona muzicală. O luăm cu noi la laudă și închinare, deci îți face armonie pe loc de altul la orice piesă. Nici nu trebuie să repete, îți le ia direct, vine și îți face altul. Deci e un dar pe zona respectivă și ne rugăm pentru ei și înzestrăm mult în ei și pune resurse și tot ce putem să crească pentru Domnul, pentru slava Lui. După aceea avem pe Marcus. No, Marcus e un băiețel de 13 ani.
E finuț, milos, are o inimă mare, iubește animalele, e un tip așa foarte pedant, foarte respectos, foarte fain. Și el face pian, instrumente, dar nu, încă nu-i vârsta la care să fie tare pasionat pe zona respectivă, dar tot îmi zice acum să iau tobe, acum să văd că o să împrumut de la cineva un cahon, să facă câteva lecții cu el, profesorul, să văd dacă ține ritmul bine înainte să-l schimb de la pian, că au făcut ani de zile de pian. Cam astea sunt așa pe scurt câteva chestii. Merge bine și Marcus pe pian. Piese care le învață cu proful de anul lui, știi? În schimb, Darius a făcut mulți ani pian, face chitară acum, acustică, electrică, el deja e la alt stadiu și Adriana foarte bună pe pian și voce. Cumva toți copiii au ceva muzică în ei. Da, toți au, da. Și implici acum alături de tine la piese, spune-i puțin. Deci anul laudei 2023 am zis că sunt implicați aproape la fiecare piesă. Orică-i Darius, orică-i și Adriana, orică amândoi și din prietenilor am implicat la Domnul Înălța, piesă care am scos-o în ianuarie, unde suntem acolo toți într-un living room cu trupa. Au avut niște prieteni faini care au vrut să fie cu noi, au fost ei, după aia la Cerați voia ta care ascultați la sfârșit, au fost împreună cu Alex Gerasim, cu Iza. Iza și ea s-a născut în Australia și ea, familie pop. O fată superbă, o voce excepțională de a am vrut să fie cu noi în proiectul ăsta. Și urmează alte cântări extraordinare la care numai dragostea și harul lui Dumnezeu de suntem uimiți, niște piese superbe de închinare care o să le scoatem în toamnă. Am și niște colaborări cu niște oameni faini super care lucrăm și ne uimim de ce o ieși deja instrumental, e dincolo de imaginația mea, dincolo de ce am crezut vreodată că se poate realiza și numai harul Domnului, pentru că El mi-a pus-o pe inimă și știi cum e, când îți spune Dumnezeu ceva pe inimă, El e Dumnezeu resurselor, El va face, duce la îndeplinire, trebuie să fii la voia Lui, să fii gata. Dacă nu vrei să ne spui cu cine vei colabora, spune-ne cu cine mai colaborat până acum. Ai mai amintit tu câteva persoane, dar mai spune-ne câteva persoane. Foarte mult am colaborat, dacă o iau așa un pic de la început, acum v-am zis mult de Marius, v-am zis de Luigi, v-am zis de familia Gorcea și așa. Mai aveam un tip fain care e în Chicago acum. Zilele astea am primit o grămadă de mesaje și de la ei și le-am trimis muzica Radio Chicago Betania, care tare cred că e organizată de Biserica Betania, după cum sună. Acolo e un tip fain, Dan Mucaciu, cred că știți. El l-a cântat și la Laud. Dan Mucaciu în zorilor mergea în Chicago de foarte mulți ani, căsătorit cu Ancuța, au și niște copii faini. No? Deci și el e un tip muzical, se ocupă acolo de orchestre de tineri, de lucruri. No? Primii mei ani, atunci când în 2003 mă îndemna Marius să scot album cu piesele astea, de început n-am fost super ok pe a compune melodiile, adică parcă eram într-o lume nouă, parcă nu știam ce fac cu zona respectivă. Aveam câteva care le-am compus eu, dar în multe aveam versuri numai scrise, foarte multe versuri pe foi. Și cu Dan Mucaciu, pe primul album eu făcut melodiile la vreo 3-4 piese, pe al doilea album la vreo 3-4 piese iară. Deci asta a fost un altul, Cătălin și Ramon am zis de Alin Timofte, el era un tineret la Bistrița cu 3-2-1, cu chestii, cu blugi întorși, un șmecheraș pe vremea aia, dar o inimă mare pentru Domnul și el. Da, urma așa într-o febră a tinerilor de perioada aia cu sunt pocăit și mândru de asta că sunt fericit. Și el mi-a făcut o grămadă de instrumentale super faine atunci. De când sunt în România, încă nu m-am întâlnit cu ei, da, urmează. Trebuie să mai luăm legătura și cu ei. Cu Adonia iar am ținut legătură strânsă, că era un tip Dan Spătaru, îl cheamă ca pe marele cântăreț Dan Spătaru și ăsta e un cântăreț super, Dan Spătaru de la Melbourne. O cânta cu Adonia pe câteva albume, deci un tenorist excepțional, un om foarte fain, activ și acum, dacă mergeți Philadelphia, Melbourne, undeva online, îl vedeți la trupa de închinare acolo, un tenor de excepție. Și așa m-am cunoscut și cu Adonia și Adonia venea și în turnele misionare cu Speranța. Tot cu Adonia, cu ei am scos niște piese peste anul trecut, am participat mai mult, să zic, la piese scoase de ei, care m-au invitat să fiu cu ei în proiect. Și cu anul laudei, cele 12 piese la care am lucrat, am făcut deja cu Magda Mariș, chiar luna asta, acum pe 1 mai, am scos piesa Vino și Gustă, o piesă inspirată din Psalmul 34, unde vorbim cât de bun e Domnul. E un duet clasic, mie îmi plac foarte mult piesele clasice, mergi, deschizi vocea, aia faci un alto superb. Trebuia să o fac cu Adriana piesa, dar am înregistrat-o cu Magda când pregăteam o altă piesă care am scos în aprilie, tot cu ei și cu Mihai Neamțiu. Și atunci am zis, tu hai, fă o chestie faină pe piesa asta și o să o fac Adriana, fica mea sau Simida sau poate chiar rămâne cu tine, știi? Și când le-am arătat la Adriana și la Simida înregistrarea cu Magda, zice, lasă așa, nu mai trebuie făcut nimic, știi? Are tot și uite așa, uite așa ne-am trezit că am scos piesa aia cu Magda, da, e superbă Magda, deci are o voce aparte și ea o interpretă faină și cam cu ăștia am colaborat, ar fi acum sute de alții, da, asta așa în mai mare așa spus și mai urmează ceva peste an, dar le lăsăm să se deschidă cum vin, să
finalizăm proiectele la care lucrăm acum și undeva septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, deci o să fie 5 piese care mă rog ca Dumnezeu să atingă multe inimi, niște piese de închinare și care vorbesc de sfințenia lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt și niște lucruri superbe care sunt puse în cântările astea care ne-au călăuzit Domnul să scriem versuri și melodie foarte faine. Deci... Voiam să spun, uite, noi nu te putem, adică eu nu pot permite să te chem tot la o lună, două, să vii să facem câte o emisiune și să ne prezinți nouăle piese, însă ascultătorii de acasă pot intra pe YouTube și să caute Adrian Cost și cu siguranță vor găsi în fiecare lună piesele noi și le vor găsi și pe celelalte vechi, pentru că mai sunt și altele care sunt foarte frumoase sunt și de suflet. De ele, da. Dragul meu, timpul a zburat, aș vrea acum pe final să ne spui în câteva idei cum de v-ați întors în România, câteva gânduri să ne spui, în câteva rapid, cuvinte. Foarte rapid, deci România pentru noi a fost țara noastră, să zic așa, dar în același timp țara noastră a fost Australia. Copiii ni s-au născut acolo, eu cu Simine am căsătorit acolo. Engleza e limba lor principală și a soției mele, pot să zic că engleza e limba ei principală. A mea e română, dar totuși nu mai știu bine nici română, nici engleză. Este așa între ele cu pronunția, dar sunt ok. Foarte interesant a fost, pentru că în 2018, când vă ziceam la altă emisiune cu piesa Oare rodesc, când a început cercetarea cu piesa Oare rodesc, am început să mă rog și să plâng mult înaintea lui Dumnezeu, dându-mi seama că fac prea puțin pentru el, pentru că a merge doar duminica la biserică și restul 6 zile să alergi, să adun bani, să plătești niște datorii, să mai iei încă o proprietate, să mai încerci încă ceva, să faci așa de mult pentru pământ ca să le pregătești la copii un viitor mai bun, nu știu dacă e cel mai perfect și potrivit lucru. Nu? În cercetarea respectivă, într-o noapte am avut un vis și în visul ăsta m-am trezit în el foarte clar că trebuie să mergem în țară pentru o perioadă de ceva ani de zile. Am știut 100%, 1000%, am știut că e de la Dumnezeu și prima dată când mi-a venit rațiunea ce înseamnă lucrul ăsta, am văzut-o foarte neplăcută și imposibilă. Am zis, în primul rând, numai ce am fost pusă copii într-o școală foarte faină în Brisbane, într-o școală privată creștină, care e greuț de dat de din asta în Australia, să fie și pe linie bună cu un om al lui Dumnezeu care era principal acolo la școală. Trebuia să scot copiii de la sistemul respectiv, să-i pun pe ceva de la educație de distanță, care era pentru a merge în altă țară sau așa. Trebuia cu locul meu de muncă să schimb lucruri. Casa în care locuiam, mai aveam încă o casă luată unde stăteau niște misionari, prietenii noștri care acum sunt filipinzi într-o lucrare. Deci vedeam imposibil. I-am zis soției mele, na, așa ceva, vai, cum? Da, într-o misiune scurtă de 2-3 săptămâni să mergem, cum am mai fost cu speranță și așa, cu drag, sigur, o lună. Dar să mergem să stăm câțiva ani, tu realizezi ce e? Și tot am început să ne rugăm mai mult și mama mi-a zis, da, eu știu clar că asta vrea Dumnezeu de la noi. Și la vreo 2-3 săptămâni are ea un vis. O visat că eram într-o barcă cu geamantane, toți copiii și mergeam așa ca pe o apă murdară, știi? Și parcă foarte greu înaintea, dar mergea barca. Și mi-a zis Adi să știi că cred în toată inima acum și eu că e de la Dumnezeu. Deja au fost convins acolo. După aia le-am zis copiilor, mă, copiii mergem. Nu, România, nu, tati, ce faci cu noi? Nu ești normal, bine, pe engleză îmi ziceau. Nu, deci o vizită, da, dar nu. Eu mai fost în 2015 în vizită, da, a fost ok. Ok, dar nu le-a plăcut sistemul, nu le-a plăcut drumurile, nu le-a plăcut... Nu le-a plăcut. Le-a plăcut așa ca o vacanță scurtă, dar nu ceva că vrem înapoi. Deci a fost foarte interesantă chestia cu ei. Și încet, încet, ăla cel mai mic, o given fast. El a zis, tati, dacă îmi cumperi un hamster, că în Brisbane erau ilegali, ei sunt foarte interesanți cu curozătoarele, cu iepuri, cu niște probleme cu culturi, n-aveai voie să ai hamsters, nici nu cred că puteai să iei, deci anumite animale din Europa și Asia și așa nu poți să le duci în Australia, au tot fel de legi să protejeze fauna, dar el a zis, dacă îmi cumperi un hamster, România, eu vin în România. Deci pe el am câștigat ușor. Ăsta mai mare mi-a zis, mă, e familia lui Iza, Joseph, prietenul meu cel mai bun, îi deja în România. Eu o să apis să vin și eu că o să mă întâlnesc cu Joseph, noi am fost prieteni buni, am compilărit împreună și el e în piesă, e la chitară bas, el ăsta Joseph Pop și el, ok, Adriana în schimb, cu ea am avut un timp greu, ea era o tipă foarte academică, ea visa să facă mari lucruri și acum cum se zice, ei s-o scos să faci homeschooling cu ea, că asta era singura variantă, că nici nu considerăm ideea să aibă școală în limba română, trebuie să fie în limba engleză, deci ea foarte greu s-o convins, ea nu vrea. Și la un moment dat ea a venit, acum liniște toată lumea, voi cu domnul că vă vorbi, că tarara, că înțelegeți, acum toată lumea liniște și faceți ceea ce zic eu. Și eu luam niște foi, erau bilețele împachetate, tot felul, zice, toți trebuie să trageți și toată lumea trebuie să tragă cât un da. Aici sunt 5 da și 5 nu.
Și dacă toți scoatem 5, da, fiecare da, plecăm. Eu mi s-a făcut pielea de găină pe mine, zic, nu, pe mine acum. Nu vreau, deci nu, tu mă gândeam, asta ce, ceva, o călăuzește, ceva străin acum și pune pauză la planul lui Dumnezeu. Da, nu știu, naiv, am zis, las-o. Și trage ea și ea să-i da. Nu, acum voi restul, dar toți, zice, 5, 5, da, deci... Adică toate... unul nu avea voie să greșească. Exact. Am tras eu, da. O tras Silvida, da. O tras Marcus, da. Deja a început să plângă. O tras Darius, da. Deci gata. De atunci s-a dus a doua zi la școală, le-a zis că pe noi ne-a chemat Dumnezeu în România, că așa, o prinzi ea. No, așa, asta a fost fain, că asta m-a rugat. Doamne, mi-ai pus pe inimă, nu pot. Dacă nu suntem convins, tăci, cinci, să merem de echipă, nu, eu nu las familia pe acasă că vorbești nu știu ce. Te gândești că peste ani vă veți întoarce? Vă veți reîntoarce în Australia? E posibilă. Deci eu când am primit asta, am primit că va fi un timp în care Dumnezeu ne va învăța toate școlile slujirii în România. Și am luat-o așa, la momentul când am primit-o și Dumnezeu mi-a văzut inima că eu n-am vrut să merg. Deci mie mi-a fost foarte greu. Mă rugam, Doamne, dar mai, dar tu vezi, dar tu vezi cu lucruri, dar tu vezi cu copii, dar ai distrug academic, da? Acum încet așa se așează lucrurile, deja e 3 ani și pe când să se întâmple să venim încoace a fost mijlocul pandemiei, ar fi încă 3 emisiuni numai să discut detalii. Da, din păcate deci timpul a trecut, enorm, dacă ne mergea și doar un gând de final, că neapărat trebuie să încheiem. Să încheiem, da, deci am ajuns cu bine în mijlocul pandemiei, suntem acum deja de, o să avem al 3-lea an în iulie. Și e un har pentru noi să fim în România și cât timp suntem aici și oriunde am fi, vrem să fim o lumină pentru cei din jurul nostru, să semănăm cuvântul lui prin orice mediu online, un verset zilnic, un gând zilnic, o motivație, o cântare nouă, o cântare tradusă, orice se poate să spunem oamenilor de Hristos și de calea asta care merită și să cerem voia lui peste viața noastră. Asta e și piesa cu care vrem să încheiem interviul. Cer azi voia ta, e piesa care am scos în februarie. Încheiem această emisiune, ascultăm Cer azi voia ta, seară bună! Sfânt, triunic Domn, moartea-i înfrânt, la tine e calea. Ești creator, ocrotitor, mântuitor, vindecător. În tine e pacea, cer-ați voia ta peste viața mea. Aba, Tatăl meu, eu copilul tău. Cer-ați voia ta peste viața mea. Aba, Tatăl meu, eu copilul tău. Orice ar veni pe acest pământ biruitor, cu tine sunt, doar tu ești calea. Știu că mă ții în palma ta, cine mă va putea lua? În tine e viața, cer-ați voia ta peste viața mea. Abba, Tatăl.